Bun regăsit! Sunt Manuela Stamate Costea și ne aflăm pentru ultima filmare alături de Mama Oltea. Bun revenit! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Dragilor, este ultima rețetă pentru luna noiembrie. Ultima rețetă, practic, pentru cămară. Vremea ne-a ajutat ca să ne pregătim. Am fost precum furnicuțele luna, două luni la rând, am fost precum furnicuțele. Din păcate, nu am reușit să acoperim toate rețetele pe care le avea mama în caietul ei. Am fi putut să filmăm încă, cred că, jumătate de an rețete pentru cămară, pentru iarnă. Sperăm ca nici iarna să nu fie atât de lungă încât să ne fi trebuit toate acele rețete, nu? Așa este, avem rețete foarte bune. Și multe, foarte multe rețete. Da. Și ajungând la ultima rețetă, mama a venit cu multe propuneri, însă am rugat-o foarte tare să filmăm împreună o rețetă pe care eu o iubeam foarte tare, încă din copilărie mi-a plăcut rețeta aceasta. Este o rețetă, am putea spune, banală. O știe teoretic toată lumea, însă în oricâte case am mâncat, nu mi-a plăcut la fel de mult ca atunci când era preparat de mama, ceea ce le spunem ce, nu? Da, sigur. Avem ardei umpluți cu varză, toate proaspete. Da, deci rețeta propusă pentru această zi de sâmbătă e una simplă, dar foarte bună, ca tot ce este simplu. Este foarte bun, cu foarte puține ingrediente. Aici v-am adus ceea ce mama a preparat deja de săptămâna trecută și o să vă arătăm, pentru că mi-a trezit atât de multe sentimente când mi-a spus mama ce pregătește acum câteva zile, încât am zis, da, asta, când am negociat ce să filmăm pentru ultima rețetă, asta a fost clar, a ieșit învingătoare. Și să nu vă ținem mult în suspans, pot să spun eu care sunt? Sigur că da. Să vezi dacă am învățat. N-am preparat niciodată această variantă, mi-a plăcut doar să o mănânc de la mama. Avem așa, ardei umpluți, curățați foarte bine, foarte frumos, curățați de sâmburei și să rămână frumoasă partea de la căpăcel, după ce s-a scos căpăcelul. Avem morcovi, frunze de țelină și varză. Apă curată, apă de izvor, sare pentru murături. Ei, bine, primul pas a fost, mama îmi punge și eu trag, mama a curățat ardei grași să fie așa frumoși și drăguți, i-am ales să fie mai mititei, că parcă e mai la, nu știu, mi se pare mai ok să fie ardei așa. Se așează mai bine. Și mănânci unul, e o porție. Primul pas este să tocăm varza foarte, foarte fin și apoi o să vedeți ce se întâmplă cu varza tocată fin. Mutăm varza în dreptul mamei. Așa, morcovii trebuie să dați pe răzătoare. Ei, să vedem, mama are și un instrument foarte deștept de tocat varza. Se toacă uniform și destul de subțire. Aș fi vrut să vă dau exact cantitățile pentru 8 ardei câte avem noi aici, cam câtă varză intră. O să cântăresc tot, să vă scriu în partea de jos a filmului, să vedeți cam care sunt ingredientele. Acum depinde, în funcție de cât de, nu știu, zemoasă e varza, o să vedeți. Un aproximativ o să avem cu siguranță. Cât e de deasă, cât e de... Nu se poate da o rețetă fixă. Acum, mama, pentru că a tocat varza fin, egal, frumos, am să iau eu varza, să vă arăt ce fac cu ea. Iar mama ce face acum? Toci frunzele de țelină? Țelină și pe urmă morcov. Bun, atunci tu faci frunza de țelină, eu iau varza, pun sare. La câtă varză avem aici? Cam care ar fi cantitatea de sare? O linguriță? Mama? Mai pune puțin. Încă puțin. Așa, nu? Puțin. Sare pentru murături. Frunza foarte mai mare am oprit-o pentru ornat borcanul. La final. Iar eu frec bine varza cu sare pentru murături. O să vedeți că
După câteva minute o să-și lase un suc pe care nu-l aruncăm. O să vedeți ce facem cu el. Practic, varza se freacă cu sare pentru murături și se stoarce apoi de sucul acela pe care îl lasă. De fiecare dată când vrei să mănânci o salată de varză, o salată simplă, de varză proaspătă, sau dacă vrei să faci o varză călită, mama e expertă în varză călită, zice că nimeni nu gătește varză ca ea, așa spun oamenii musafirii. Ea este cu mult mai gustoasă dacă este frecată așa. Ia uite, deja varza a scăzut, e la jumătate. Și își lasă suc. Am să mut varza aici. Mama, eu cred că îi ajunge, uite, ea deja își lasă sucul. Da. Varza, dar stoarce-o. Varza frecată așa cu sare trebuie stoarsă de suc. Ia să vedem. Să nu mă certați că mi-am pus mănuși, da? Este mai igienic așa când freci varza. Uite cât suc își lasă deja, ia uite. Da. Da? Varza de aici din bol este deja tocată, frecată cu sare și scursă de zeamă. Ia uite cât suc își lasă. Mama a tocat frunza de țelină, pe care o pune deasupra frunza. Eu adaug în continuare varza stoarsă de suc. Mama, îți dau morcovii să-i dai pe răzătoare? Da. Eu am vrut să dau morcovii prin blend, dar mama nu mă lasă, zice că vor fi cu mult mai gustoși dați pe răzătoare. Facem ascultare, așa zice, așa facem. Morcovii sunt dați pe răzătoare, se pun în compoziția aceasta de varză tocată cu frunzele de țelină tocate. Ia să vedem, hai că îi pun eu așa. Și se amestecă bine, bine totul. Foarte important să vă spun că la un litru de apă curată, apă de izvor, sau pe vremuri mama fierbea apa de la robinet, acum ceva ani, fierbea apa de la robinet, o răcea și pe urmă topea sarea. Eu am pus la un litru de apă o lingură de sare de murături și am lăsat-o să se topească sarea. Da? Pentru că această saramură nu va fi fiartă, nu avem de ce. Aici am apa cu sare, aici am zeama care și-a lăsat-o varza după ce am frecat-o cu sare. Și am să amestec bine compoziția pentru umplere a ardeilor grași. Salata de varză cu morcov și țelină se pune în fiecare ardei. Cu grijă să nu spargem ardeiul, zice mama. Dar în același timp să fie foarte, foarte bine îndesat. Aici e arta. Cu cât, cred că acesta e secretul, cu cât este mai îndesată varza în ardei. Oare acesta să fie secretul? Nu știu dacă... Care o fi secretul acestei rețete? Că am mâncat în atât de multe case și nu mi-a plăcut la fel de tare ca la mama acasă. E drept că nimic din ce mănânci oriunde în altă parte nu este ca la mama. Așa e bine, mama? Da, e îndesat bine. Da. Așa. E bine. E bine, nu? Ardeii sunt îndesați bine. Le-am pus, după instrucțiunile mamei, o frunză de țelină pentru decor. Și acum îi clădesc frumos în borcan. E, dar nu-mi încape mâna. Stai așa. Păi ea mai mare, îi las deasupra. Trebuie să stea neapărat în picioare? În picioare, că neapărat. Mai aspectos. Bun.
Nu? Ok. Atât. Frumos. Frunzele de țelină am să le pun și printre, vor da o aromă foarte bună ardeilor. Și mai avem încă doi. Ia să vedem, ne încap. Vă rog eu frumos să încăpeți. Aha, gata, am prins secretul și ultimul. Perfect. E perfect, mama? Perfect. Bun. Mai uite pun și ultimele frunze, care arată și bine, dar ne interesează în principal aroma. Ei, pune-le și acum, pe acelea, pe deasupra, alea mici. Ce mai avem aici? Frunze? Uite acolo. Aha, mai avem frunze, dar bucățelele de morcov nu pot să le dau drumul așa de frumusețe și de gust? Dele. Cineva le va ronțăi, știu eu sigur asta. Perfect, uite ce frumos arată. Acum am să umplu borcanul. În principal pun zeama de la varză. Pune zeama de la varză. Așa să nu deranjez. Și completez cu apa de la cu moarea. De la, cu sare. Vreau să fiu sigură că sarea s-a topit. Nu-i nimic. Că ce-a rămas e piatră. Așa să nu... cât să acopăr ultimul ardei. Ea o să mai, ardeiul o să mai absorbe, o să mai absorbe din apă și o să mai, mai completăm, completăm, da. O păstrez, o păstrez apa cu să sare mai completez, și când da. Scade, când se așează bine în borcan, mai completez. Apa se va limpezi, tot apa acest se suc va. Se va limpezi în, nu știu, cam două săptămâni, cred. Mai da? Repede. Mai repede. Se capsează borcanul și se pune cămară la rece. Și este o salată delicioasă. Da, este un preparat foarte, foarte bun, de excepție, cu aroma copilăriei. Pentru mulți dintre noi sunt convinsă de asta. Aceasta este propunerea noastră de astăzi. Ardei umplut cu varză și cu morcov. Practic, ultima întâlnire din an cu mama Oltea. Mulțumim, mama, pentru tot ce ne-ai învățat. Cu mult drag. Și la anul vom face din nou niște rețete noi. Abia aștept să văd ce propuneri vor fi pentru anul următor, dar până atunci vă mulțumesc că ne urmăriți și vă dau întâlnire sâmbătă viitoare!